Peste 500 de elevi de gimnaziu și liceu au participat la etapa județeană Olimpiadei de Lingvistică. Timp de 3 ore, elevii au avut de rezolvat atât cerințe ce țin de lingvistică, cât și probleme de matematică. Un concept care reunește mai multe secțiuni pe clase și pe niveluri, incluzând la clasele a 5-a, a 6-a, ceea ce profesorii și copiii deopotrivă cunoșteau sub numele de plus-minus poezie, care acum a devenit o secțiune de antrenament în cadrul Olimpiadei de Lingvistică, o secțiune de asemenea pentru clasele a 7-a și a 8-a de exercițiu și pentru nivel liceal performanță, nivel de performanță. Avem foarte mulți copii înscriși care și încearcă astfel puterile. Subiectele au o structură foarte interesantă pentru că presupun creativitate, inventivitate, logică. Este o combinație foarte interesantă dintre matematică și română. Elevul cu cele mai bune rezultate va merge la etapa națională, care se va desfășura anul viitor în luna aprilie. La această etapă au participat 460 de copii de gimnaziu și 71 de copii de liceu. Dumneavoastră, ca și inspector, cum vedeți această prezență la Olimpiada Județeană? Este o prezență numeroasă, ținând cont de faptul că este o olimpiadă interdisciplinară română cu matematică din două arii curriculare diferite. Această olimpiadă a fost o provocare pentru toți elevii, mai ales pentru cei de clasa a 8-a, care au avut parte și de o cerință la care nu s-au așteptat. Păi a fost cam greu la noi. Acum mă uitam pe subiectele claselor a 5-a și 6-a. În ce clasă ești? A 8-a. Și ce a fost greu la tine? Păi ne-a dat din mai multe limbi și trebuia să zică copil și era scris în altă limbă și noi trebuia să traducem în română sau din limba noastră în a lor. Au fost subiecte cu... Au fost subiectele grele. Da. Dar tu în ce clasă ești? A 8-a. S-a mai plâns o colegă de-a ta de subiecte grele. Ce ți s-a părut cel mai greu? Ultimul subiect. Care era cerința? Ne cerea să traducem și să scriem niște cuvinte, să le scriem în limba aceea. Ce limbi, de exemplu? Inuktită, Swahili și armeană. Te așteptai? Nu. Am ieșit foarte entuziasmată. Înseamnă că ai făcut tot, nu? Am făcut tot, am reușit să fac tot. A fost un mic obstacol. Un exercițiu, dar peste care cred eu am trecut cu bine. Ce? Care era cerința la acel exercițiu? Să facem arborele genealogic. Am reușit tot. Te așteptai să fie mai greu? Da, față de clasa 7 și 8-a. Ce fel de cerință ai avut? Să identificăm, să calculăm. De matematică, dar de lingvistică? Lingvistică, să identificăm niște semne. Clasă ești? A 6-a. Și cum ți s-au părut subiectele? Ușoare. Sper să ajungi și la etapa națională? Da. Probele au avut loc la școala gimnazială numărul 30 Gheorghe Țițeica din Constanța și la Liceul Internațional de Informatică.